Viața noastră este plină de greșeli. De la ambalajul aruncat haotic pe stradă până la vorbele grele căzute peste cei de lângă noi, de la mizeria activităților noastre zilnice și până la răutățile cotidiene, voite sau nevoite, căderea, dezordinea și slăbiciunea sunt simțite de toți. De ce greșim? Când am început să cădem? Ne putem schimba? Și mai ales, ce este de făcut? Pentru creștinul ortodox, posibilitatea îndreptării, împăcarea cu sine și cu ceilalți, pe scurt, liniștea, pot veni dintr-un singur loc. Deși este numit al doilea botez, taina spovedaniei este prea puțin cunoscută și, mai bine spus, prea puțin trăită. Rușinea, tristețea, frustrările, ignoranța sau indiferența răpesc omului ocazia de a fi mai limpede, mai bun, mai curat. O curăție dorită de Dumnezeu atunci când a instituit Sfânta Taina Spovedaniei. Nevoia de ispășire a păcatelor este veche de când lumea. Adam pentru neascultare, Cain pentru fratricid, urmașii lor de atunci și dintotdeauna au resimțit și resimt nevoia de iertare după fiecare greșeală. Dacă în Vechiul Testament căutarea izbăvirii se făcea prin intermediul jertfelor sângeroase, în Noul Testament situația este diametral opusă. Jertfa așteptată de Dumnezeu nu este cea de animale și roade agricole, ci smerenia, pacea, împlinirea binelui. După învierea sa, Mântuitorul le dă ucenicilor Duhul Sfânt, puterea prin care aceștia sunt chemați să ierte și să dezlege păcatele oamenilor. Demnitatea preoțească este deasupra demnității îngerilor, pentru că nu unor îngeri li s-a dat această putere, ci unui om nevrednic, dar care are harul lui Dumnezeu și care are prin cuvântul Mântuitorului acest drept, această posibilitate și această poruncă. Viața oricărui om este plină de greșeli sau de neîmplinire ale binelui. Din universalitatea căderii decurge și universalitatea nevoii de îndreptare. Universalitatea păcatului înseamnă că nu este om fără de păcat. Că tot om care se naște din bărbat și femeie, se naște cu păcat. În general există tendința aceasta, lasă că mă pocăiesc mai la bătrânețe, mai cu tare, dar te surprinde moartea și în ce te va găsi moartea, n-aia vei fi. Totuși, părerea că eu nu am păcat există. Răsfoirea unui îndreptar de spovedanie ar aduce cu picioarele pe pământ pe oricine își proclamă puritatea desăvârșită. Prima fază, celor care spun că n-au niciun păcat, le spun că mă bucur că am în fața mea un înger. Dacă sfinții spuneau despre ei că sunt păcătoși și ajungeau să vorbească cu îngerii, cu atât mai mult noi. Începutul este acesta, să conștientizăm păcatul. Singurul fără de păcat este Dumnezeu. Cei care spun că nu au păcat se consideră mai buni sau sunt un pic mândri, dar tot omul greșește. O zi, dacă este viața omului, nu este fără de păcat. Ce facem însă cu apropiații noștri, cunoscuții care sunt reticenți în privința mărturisirii păcatelor? Întreb dacă ei pot să stea fără să se spele un an de zile sau doi ani, fără să facă duș sau fără să spele cămașa. Și îmi spun, nu, imposibil. Atunci și sufletul merită cât cămașa. Să spălăm, pentru că se murdărește în fiecare zi. Se pune puțin praf, cel puțin cu gândul sau cu vorba, greșim în fiecare zi. Spovedania este o sfântă taină instituită de Mântuitorul Iisus Hristos după învierea sa. Spovedania se mai numește pocăință, mărturisire sau al doilea botez. Pentru că toți greșim, toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nu există om fără păcat.
Primul care trebuie să îi facă pe semeni să conștientizeze nevoia pocăinței este preotul. Sfințiții slujitori au mandatul smulgerii celorlalți din obiceiurile rele și îndreptarea lor către Dumnezeu. Taina spovedaniei este foarte delicată, nu este, este un lucru foarte intim, adică între penitent și între preotul duhovnic care este îndrumător, nu este judecător, se creează o legătură, pentru că păcatul te pune în contradicție cu Dumnezeu. Duhovnicul și spovedania trebuie să te readucă la starea aceasta să fii în armonie cu Dumnezeu. Fără doar și poate, în ciuda chemării sau motivațiilor personale, inima celui ce merge la spovedit trebuie să fie smerită, dornică de a-și șterge regretele pe care le simte în urma păcatelor conștientizate. Trebuie să știe că Dumnezeu îl așteaptă din dragoste și îl spală prin iertare, prin mâna preotului, din aceeași dragoste. Sincera introspecție a fiecăruia conduce uneori și la alte răspunsuri. Obișnuința, ideea că așa e bine sau doar pasul obligatoriu înainte de Sfânta Împărtășanie, schimbă sensul fundamental al tainei pocăinței. Sfânta taina spovedaniei este foarte importantă cât de des este nevoie, când te simți apăsat, când ai probleme de viață. Și avem ispitirile de la diavol, de la lume, de la poftele trupului. Și atunci trebuie să ne eliberăm. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut să trăim cu bucurie. Ori liniștea și pacea și bucuria vieții nu dă o conștiință curată. Iar conștiința curată nu o dobândim decât prin spovedanie, prin ce altceva. Poate cea mai grea problemă înainte de mărturisirea păcatelor este alegerea duhovnicului. Un om fără un duhovnic este ca fiul fără de părinți, orfan, singur, dezorientat. Se spune că duhovnicul ți-l descopere Dumnezeu. Dacă te rogi la Dumnezeu să ți descopere duhovnicul, eu cred că ți-l descoperă. Trebuie să cauți un duhovnic cu care poți să comunici. Vin și la mine unul și spune: părinte, am auzit că aveți har. Zic: da, noi toți preoții avem har, prin taina hirotoniei. Totuși, primirea darului Părintelui Ceresc exclude atitudinea pasivă. Formalismul, lejeritatea ori comoditatea pot afecta teribil evoluția spirituală. Fiecare om, și preotul, și credinciosul simplu, trebuie să știe că pentru a sesiza, pentru a cunoaște, pentru a pătrunde un pic realitatea din fața lui, pe oameni pentru a-i cunoaște, dacă ți se potrivesc sau nu, trebuie să ai niște simțuri dezvoltate, o anumită sensibilitate, o anumită luciditate, o anumită trezvie. Firesc ar fi ca mărturisirile noastre să se desfășoare în biserica în a cărei comunitate suntem integrați. Astfel, în contact frecvent și nemijlocit cu duhovnicul și ceilalți enoriași, Părintele ne va cunoaște mai bine și va ști să ofere ajutorul, răspunsurile și sfaturile cele mai bune. Dacă nu-i cunoști deloc, îi amână. Îi spun: facem acum cunoștință, urmează mai multe reprize în care să ne cunoaștem și apoi facem spovedanie cu adevărat, pentru că trebuie să facem un lucru folositor, real, eficient și nu doar o formalitate. Condițiile spovedaniei sunt părerea de rău pentru păcate și hotărârea de a nu repeta păcatul. Găsirea duhovnicului este o problemă esențială și care trebuie tratată cu maximă seriozitate. Trebuie să ne rugăm pentru găsirea duhovnicului potrivit nouă. Duhovnicul trebuie să fie un om pe care îl cunoaștem și care ne cunoaște, accesibil ca timp, distanță și disponibilitate, o persoană față de care ne putem deschide. O situație specială este aceea în care duhovnicul este mult mai tânăr decât penitenții. Îndeopște, barba încărunțită, greutatea anilor și alte semne exterioare îi atrag pe mulți credincioși. Cât de importantă este vârsta celui ce ascultă căderile noastre?
din experiența de aproape 40 de ani de pastorație, mi-am dat seama că, indiferent dacă eram mai tânăr sau după aceea, am văzut că nu există această problemă a tinereții. Vârsta duhovnicului nu contează, harul este același. Sigur, experiența spune cuvântul, dar ceea ce pentru duhovnicii bătrâni este experiența, pentru cei tineri, entuziasmul și dorința de a se afirma, dorința de a face lucru de plin. Dilemele existenței noastre sunt multe. De la alegerile ce țin de cotidian și banalitate până la decizii fundamentale, fiecare din noi este pus să aleagă, să cearnă și să discearnă. Care sunt hotărârile pe care ar trebui să le luăm cu ajutorul duhovnicului? Nu putem să lucrăm cu lucruri șablonate. La fiecare persoană pe care o spovedesc aproape diferit, iau decizii și îndrumări diferite, aplicate diferit în funcție de situația lui, de starea lui, de vârsta lui. Sunt și împrejurări în care nu știm, de fapt, ce vrea Dumnezeu cu noi, cu unul dintre noi, de pildă. Și în cazul acesta trebuie să ne confruntăm cu oamenii superior nouă, cu o conștiință superioară, cu oameni care au o conștiință luminată și care sunt mai sensibili pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu. Dacă găsim un astfel de om, să avem încredere în el și, având încredere în el, să urmăm sfatul. Vârsta duhovnicului nu este proporțională cu harul preoției. Mai importantă decât entuziasmul preotului tânăr și decât experiența părintelui mai în vârstă, este puterea lui Dumnezeu în taina spovedaniei. Toți preoții au același har. Nu putem să trecem peste rușine în această fază incipientă a pregătirii pentru spovedanie. După câțiva ani de preoție, în general știi paleta păcatelor sau a societății, știind că spovedania este secretă, dar cu delicatețe îl convingi și îl apropii. Și nu e totuși prea greu, pentru că omul vrea să se elibereze. El a venit ca să scape de povară. Păcatul fiecăruia este cel mai rușinos și cel mai greu, de fapt. La polul opus rușinii se situează, nu nerușinarea, ci un soi de indiferență, sau mai precis, o relativizare a propriilor greșeli. Ruperea din tine a acestei mărturisiri este nu ușoară. Există foarte mulți credincioși care vin și își ascund lăuntrul lor prin expresii de genul: Părinte, am greșit cu cuvântul, cu fapta, cu locuri, cu gândul, sau Părinte, am greșit ca tot omul, sau alte expresii similare. Pentru că este greu să spui cuiva: iată, am făcut păcatul acela extrem de rușinos, extrem de grav. Dar totodată, spunându-l cuiva, cu greutate, cu dificultate, vei avea grijă pe viitor să nu mai săvârșești, pentru ca să nu mai fii pus în situația de a-l mărturisi cu atâta dificultate, cu atâta greutate în fața unei persoane. Iar dacă totuși își recunoaște căderile, poate gândi forme surprinzătoare de ispășire. Un anumit har există și în chipul de pe icoană și oriunde există o rugăciune chiar particulară, dar harul dezlegării de păcate, acesta este un har sacramental pe care Dumnezeu l-a, Iisus Hristos l-a rânduit pentru preoție, și fără preoție nu există spovedanie. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta! Drumul firesc al pregătirii spovedaniei este deschis de conștientizarea slăbiciunilor noastre. Este, în primul rând, un act de sinceritate față de noi înșine. Pe Dumnezeu oricum nu-L putem înșela. Marea problemă a omului este să se citească pe sine însuși. Nu plecând de la premiza că unii vin nesinceri,
100% aproape oamenii vin sincer la spovedanie, dar nu reușesc să se citească, să se deslușească, să se vadă pe ei înșiși, să identifice problemele. Pentru că oamenii cred că datorită unui context sau altul se manifestă așa. Constatarea mea ca preot, că nu datorită contextelor greșim noi, ci datorită unei anume stări personale, a firii, a unor neputințe care țin de firea noastră, a unor moșteniri, dacă vreți, genetice, și a unor patimi care s-au așezat în lăuntrul nostru. Și contextul, fie că e persoană, fie că e timp, fie că este o ocazie anume, este numai pretextul pentru a se manifesta, prin urmare, o cădere a noastră. Motivul este în lăuntrul nostru. Am înțeles că omul nemulțumitor, de exemplu, nu este nemulțumitor datorită condițiilor, că este sărăcie, că nu sunt locuri de muncă, mă rog, că sunt unii care exploatează, etc., etc., că n-a nimerit bărbatul potrivit, că n-a nimerit soția potrivită, că n-a făcut școala care trebuia, că preoții nu sunt cei care trebuie și așa mai departe, ci există în lăuntru lui o tendință în această direcție. După cum omul mulțumitor este mulțumitor în toate aceste condiții și nu se împiedică. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Dacă știm că am greșit, oare nu ne dăm seama de greșeală și atunci când o săvârșim? Totuși, de ce o facem? Cunoaștem cauza păcatului, care este în căderea protopărinților noștri Adam și Eva, care constă în neascultarea de Dumnezeu și în tendința, ispita pe care o trăim cu toții, o experimentăm cu toții, de a viețui autonom, adică însingurați în ceea ce privește raportarea noastră la Dumnezeu. Dumnezeu este sursa existenței, iar noi am dori să avem sursa existenței în noi înșine, pe logica proprie și în separare de Dumnezeu. Poate că ne scapă de multe ori cauza păcatelor noastre. Patimi, frustrări, traume din trecut, câte și mai câte mișcări necunoscute ale sufletului rămân tainice pentru toți, chiar și pentru noi înșine. Nu ne sunt străine însă urmările faptelor noastre. Unele boli pot fi consecința păcatelor. De ce? Fiindcă știți foarte bine, ne-am botezat, avem sufletul curat. După botez, imediat suntem încărcați cu tot felul de păcate. Dacă nu avem credință, atunci cu siguranță ajungem aici, la cel mai mic eșec din viață putem ajunge aici. În pace Domnului să ne rugăm! Împăcarea cu Dumnezeu începe prin împăcarea cu ceilalți. Să răspândești pace în jurul tău. Omul care s-a întâlnit cu tine să plece mai liniștit. Fă acest exercițiu cu tine zilnic și te voi întreba la spovedania următoare. Dacă ai fost un om al păcii, pentru că Mântuitorul ne făgăduiește, fiii lui Dumnezeu se vor chema, făcătorii de pace. Fericiți făcătorii de pace! O piatră de poticnire pentru mulți credincioși este prezumția postului obligatoriu dinainte de mărturisire. Înainte de spovedit, nu este obligatoriu să ține post. S-a întâmplat, ai greșit aseară ceva. A doua zi vii la spovedanie, nu stai cu păcatul pe tine ca să țin o săptămână. Pot și apoi mă duc să mă spovedesc. Se recomandă ca posturile să se țină integral, nu doar prima și ultima săptămână, ori doar ultima, atunci când vorbim de posturile de lungă durată, al Crăciunului și al Paștelui. Postul are și el diferite gradații, diferite trepte de dificultate și atunci, fără îndoială că unei persoane care are afecțiuni fizice grave, care nu-i permit postul în adevăratul sens al cuvântului, sau oamenilor în vârstă, sau femeilor însărcinate, femeilor care alăptează, li se recomandă un post ușor. Cât este în spital, le recomand să mănânce mâncarea pe care le-o dă spitalul și, în schimb, să se roage mai mult. Rânduiala ortodoxă recomandă spovedirea de cel puțin 4 ori pe an, în cele 4 posturi mari ale bisericii. Este o provocare minimă pe care biserica o adresează și o chemare minimală. Starea de pocăință care este la temelia demersului
mărturisirii păcatelor și a spovedanii trebuie să fie una continuă. Omul nu trăiește numai în cele patru posturi cu Dumnezeu, nici numai duminica și de sărbători, ci omul trăiește într-o raportare continuă la Dumnezeu. Când există încredere în duhovnic, rușinea, teama, precauția ori minciuna trebuie să dispară. Nu este obligatoriu să se țină post înainte de spovedanie. Biserica recomandă să ne spovedim măcar în cele patru posturi mari din timpul anului. Din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel. Întâlnirea omului cu Dumnezeu în Sfânta Taina Spovedaniei nu este dictată de timp sau convenții, ci de ritmul și intensitatea vieții noastre spirituale. A ne așeza într-o rânduială minimală, cu gândul numai să o împlinim, presupune riscul acestui formalism, care aduce sigur o foarte mare răcire, îndepărtare, împietrire de la fața lui Dumnezeu. Discuția despre frecvența spovedirii este veche. Unii o fac o dată pe an, alții în posturile mari, iar unii merg pe varianta celor 40 de zile sau mai puține, de ce nu chiar săptămânal. Important este să înțelegem funcția aceasta extraordinară a spovedaniei de curățire, de spălare, pentru că iarăși cădem, iarăși ne murdărim, dar iarăși avem șansa unei noi spovedanii. Copiii, bătrânii, bolnavii fac eforturi mai mici, după măsura puterilor. Copiii sunt chemați spre duhovnic de la vârsta de 7 ani. Nu o să întrebăm pe copii lucruri care nu țin de vârsta lor, dar este foarte bine să se obișnuiască. Dacă păcatul e proaspăt, se dezrădicinează ușor. Dacă se învechește, devine viciu și este mult mai greu de îndreptat. Copiii și tineretul trebuie tratați cu mult mai multă atenție. Pentru un cuvânt bun și ziditor și un copil, îi salvezi viața. Îi schimbi viața în bine. Rămânând în mediul familiei, menționăm și recomandarea ca soții să se spovedească la același duhovnic. Te ajută foarte mult când îl auzi și pe celălalt. Te ajută când îl auzi pe celălalt să spovedești pe partenerul lui, să-l ajut să se citească. Pentru că de obicei monologul fiecăruia este unul îndreptățitor de sine. Este o pledoarie pentru cauza proprie și acuzatoare la adresa celuilalt. Aceasta este neputința noastră omenească. Ori tu, preotul care i-a auzi pe amândoi, poți să discerni și să-i ajuți pe ei înși să discearnă și să evite aceste așezări. Concret, pregătirea pentru spovedanie se desfășoară pe două planuri, trupesc și sufletesc. Postul alimentar, reținerea de la slăbiciuni ce țin de cotidianul existenței noastre, curăția trupească, sunt îmbinate cu reflecția asupra vieții, rugăciuni și identificarea scăderilor noastre. Să citească neapărat pilda fiului risipitor. Există aceste trepte ale devenirii spirituale ale omului și venindu-și în fire, conștientizând păcatele. Deci trebuie neapărat să conștientizăm că avem păcate mai mult sau mai puțin grele. Al doilea element pe care trebuie să-l pună în mișcare, cel care vrea să se spovedească, dorința de îndreptare. Sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu. Dacă el, să zicem, s-a spovedit până la vârsta de 30 de ani sau știu până la ce vârstă, o introspecție foarte serioasă, să-și amintească din trecutul său tot ceea ce a săvârșit necuvincios și necurat în viața sa. Dorința de a ne spovedi nu trebuie să fie dictată de timp și perioade ale anului, ci de dorul de împăcare cu Dumnezeu și de a ne împărtăși cu trupul și sângele său. Se recomandă spovedirea copiilor începând cu vârsta de 7 ani. Este de preferat ca soții să aibă același duhovnic. Mintea s-a rănit, trupul s-a trândăvit, duhul bolește, cuvântul a slăbit, viața s-a omorât, sfârșitul este... Îndrumarul de spovedanie poate fi un instrument eficient în acest moment.
În special novicii în viața spirituală nu știu ce să spună preotului duhovnic, ori nici nu își imaginează că unele fapte sunt în categoria celor păcătoase. Mulți vin și spun: părinte, până n-am citit într-un drumar, nu știam că acest lucru e păcat. Un drumar de spovedanie parțial ajută. Mai bun este în drumarul de spovedanie întrebările noastre din molifelnic. Pangarele bisericilor oferă mai multe variante de îndrumar de spovedanie. Ele diferă nu doar ca format și structură, ci și ca stil și capacitate de adaptare la mișcarea lumii în care viețuim. Raportarea la formule standard riscă să impună o anumită depersonalizare, ceea ce nu e de dorit. Eu îi învăț pe credincioși că nu simpla mărturisire, enumerare a păcatului duce la iertarea lor. Și trebuie să împlinească două condiții enumerarea. Păcatul să fie la timpul trecut și să fie regretat. Orice preot așteaptă împlinirea vocației de duhovnic, bucurându-se de întoarcerea celui păcătos în casa Părintelui Ceresc. Totuși, inadvertențe concrete pot afecta entuziasmul schimbării interioare. Dacă este o urgență, este un păcat săvârșit acum și trebuie spovedit, sigur că mă întorc și spovedesc. Dacă nu, știe toată lumea că eu am o zi pe săptămână pentru spovedanie, pot să programez și în mod excepțional și altă zi. Am avut cazuri când veneau cu cât un caiet studențesc și îl citeau jumătate. Și sigur că erau lucruri care nu aveau legătură cu spovedania și alții așteptau 2 ore în picioare. Este straniu ca iertarea păcatelor să fie cerută în timpul slujbei, între 2 rugăciuni ale preotului. Este foarte important ca preotul să aibă timp pentru spovedit și timp pentru slujit și să nu amestece aceste lucruri. Din mai multe considerente, printre care și acela, că nici la slujbă nu va fi atent și nici relația cu penitentul nu va fi una bună, pentru că responsabilitatea preotului și grija preotului pentru a oferi medicația corespunzătoare presupune foarte multă atenție. Poate sunt lucruri care mă încarcă, mă tulbură puțin și încep Sfânta Liturghie sub această presiune. Pe cât se poate, refuz să primesc la spovedanie înainte de a începe Sfânta Liturghie. Dacă preotul va lămuri că nu este cuvincios chiar să facem acest lucru în timpul slujbei, în cele mai multe cazuri, categoric, omul va înțelege. Supărarea, dezamăgirea, frustrarea nu au ce să caute în cazul unui refuz de moment. Rânduiala lui Dumnezeu nu trebuie exclusă nici aici. Răbdarea și perseverența sunt 2 virtuți esențiale pentru orice penitent. Trebuie să aplece cu deferență, cu respect, cu răbdare, cu așteptare la aceste lucruri. Altfel, dacă noi facem tot posibilul ca să treacă ușor aceste lucruri pe dânsii, le demonetizăm. Este un punct de vedere. Dânsilor se pare că aceste lucruri sunt facile, ușor de obținut. Nu e ușor de obținut o iertare de la Bun Dumnezeu în taina Sfintei Spovedanii. Trebuie să te așezi înainte stare. Pâinea noastră ce spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Înainte de mărturisire, penitenților li se citește o rugăciune, molitva. Și nu ne duce pe noi în ispită cine izdovește de cel viclean. Sunt aduse ca exemple de pocăință David și Manase. Dumnezeule Mântuitorul nostru, care prin prorocul tău Natan ai dăruit lui David, cel ce s-a pocăit, iertare pentru păcatele lui, și ai primit rugăciunea lui Manase pentru pocăința lui. Sunt 2 situații foarte emblematice de păcătoși, mari păcătoși, care prin pocăință au primit de la Dumnezeu iertare. 2 regi al lui Israel, care au păcătuit foarte mult. Conștientizând păcatul, David a devenit unul din simbolurile pocăinței, scriind psalmii de pocăință, celebru și binecunoscutul și foarte frecventul rostit psalm 50, miluiește-mă Dumnezeule după mare milă ta. Manase, regele era chemat să păzească poporul în legătură cu adevăratul Dumnezeu, el dimpotrivă duce poporul în idolatrie și e pedepsit și e luat în captivitate babiloniană, se pocăiește, își plânge păcatele, cum spunem, și Dumnezeu îi dăruiește după aceea o domnie foarte lungă, de aproape 1/2 de secol, dacă nu chiar mai mult.
Îngenunchiați de slăbiciuni, credincioșii sunt îndemnați să nu dispere. Întotdeauna există o șansă. Primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate cele făcute de dânsii, cel ce ierte dreptățile și treci peste fără de legi, că tu ai zis, Doamne, cu vrere, nu vezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și de 70 de ori câte 7 se iertăm păcatele, pentru că după cum slava ta este neașteptată... Omul trebuie să plece foarte optimist, indiferent cât de greu este păcatul, cât de mare este păcatul. Trebuie să-i explici că este foarte mult de lucru la acel păcat, dar faptul că a început este momentul acela de renaștere. Mort ai fost și ai înviat. Și bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Că astăzi ai început să faci bucurie în cer. Trebuie să continuăm această bucurie. Îndrumarele de spovedanie pot fi de folos, mai ales în cazul celor ce se spovedesc prima oară. Este bine ca îndrumarul să fie recomandat de preotul la care ne vom spovedi. Nu există păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. În actul iertării păcatelor, Dumnezeu se coboară la neputințele omului, tămăduindu-le spre împărăția cerurilor. Se remarcă distanța dintre sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu și fragilitatea ființei umane. Părintele Ceresc este modelul, dar și cel care privește cu îndurare spre noi. Pentru că, după cum slava ta este neasemănată, așa și mila ta este nemăsurată, de că de vei căuta la fără de legi cine va putea suferi. Cea de-a doua rugăciune ni-l prezintă pe Dumnezeu într-o altă ipostază dublă, paradoxală, păstor și miel. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Dumnezeu celui viu, păstorule și mielule, noi primim iertarea păcatelor prin jertfa Mântuitorului. Noi putem să ne unim cu Hristos după ce ne-am spovedit, și aici este legătura între spovedanie și împărtășanie. Dacă n-ar fi fost această jertfă și n-ar fi această jertfă perpetuă, noi n-am putea să primim iertarea păcatelor așa de ușor, printr-o simplă mărturisire. Sunt aduse alte două exemple de pocăință și îndurare a Creatorului față de zidirea știrbită de păcat. Care iertat datoria celor doi datornici păcătoase, i-a dăruit iertare păcatului. Imediat sunt enunțate toate motivele și tipurile de păcate. Însuți, Stăpâne, slăbește, lasă, iartă păcatele fără de legile, greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință. Fără îndoială că oricare din păcate se pot ierta. Important însă este ca să nu ascundem nimic. Nici implicarea diavolului nu este trecută cu vederea. El este responsabil pentru multe din căderile noastre. Și în orice chip ca niște oameni purtând trup și viețuind în lume au fost înșelați de diavolul. Neascultarea, blestemul și jurămintele nerespectate fac parte din categoria păcatelor grele, amintite acum. Ele ies în evidență mai ales în relația cu Dumnezeu și cu slujitorii săi. Sau cuvântul preotului au călcat, sau sub blestem preoțesc sunt, sau sub blestemul lor au căzut, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu, sau jurat și l-au călcat. Se referă la îndrumările de la spovedanie. Să zicem canonul de la spovedanie, care nu are caracter de pedeapsă, este bine cunoscut lucrul acesta, ci are caracter de îndreptare. Dacă un medic îți dă un tratament, dacă nu respecti, sigur că atrage asupra ta continuarea bolii. La finalul rugăciunii se arată și motivul pentru care preotul împlinește această slujbă. Că tu ai zis, Stăpâne, oricât te vezi lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricât te vezi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer, că tu singur ești fără de păcat. Toți sunt sfătuiți să nu ascundă vreun păcat, pentru a nu-și agrava rana sufletească. Este ca și cum ai încerca să tăinuiești medicului afecțiunile trecute sau durerile actuale. Dacă preotul nu m-a întrebat, eu nu o să spun nimic că nu m-a întrebat preotul, ceea ce iarăși este o greșeală din partea penitentului de data aceasta, pentru că penitentul poate să aibă o mulțime de păcate, unele dintre ele incredibile, de negândit. Spovedania în grup nu este admisă, nici măcar atunci când vorbim de copii. În Biserica Ortodoxă s-a considerat oportun să existe o discuție față către față. Mărturisirea ca taină
a bisericii noastre se face în secret, în taină. Cu emoție în suflet, cu dorința de schimbare și cu părere de rău pentru greșelile asumate, o primă persoană se apropie de locul mărturisirii. Se va așeza în genunchi sau pe scaun. Pentru mine, ca preot, înseamnă foarte mult și expresia feței celui care se spovedește în fața mea. Venim la spovedanie, în genunchiem, avem o atitudine de pietate, pentru că ne spovedim în ultimă instanță prin preot în fața lui Dumnezeu. Este prima oară la spovedit. În mâinile sale își face o apariție o foaie pe care și-a scris toate mustrările conștiinței sale. Dacă nu contează pe memoria lui și cine contează 100% pe memoria lui, să-și noteze, poate cifrat, chiar să vină cu acele broșuri îndrumătoare de spovedanie, să-și bifeze acolo și să le citească acolo. Facă spovedania completă. Cu minuțiozitate sau la modul general, atenți la cele mai mici detalii, ori descriind în trei cuvinte o stare păcătoasă, felul de a ne spune greșelile are și o consecință temporală. Putem încheia într-un minut, ori să stăm ore în șir sub epitrahil, făcând doar introducerea spovedaniei. Merg mult înspre a desluși mai curând motivația ascunsă, intențiile, să văd cât sunt ele de adânci, cât sunt de înrădăcinate, cât a fost un accident sau a fost expresia unei patimi foarte adânc înrădăcinate. Și atunci, în această direcție, eu merg cu detalierea. Spovedania în grup nu este admisă. Păcatele pot fi scrise pe o foaie, pentru a nu le uita din cauza emoțiilor. Penitentul trebuie să conștientizeze că spovedania, deși integrală, nu trebuie să răpească nejustificat timpul altor credincioși ori al preotului. Timizi sau îmbisericiți prea puțin, rușinați ori necunoscători ai propriilor păcate, unii dintre noi cerem să ni se pună întrebări. Chestionarul nu este creat ad hoc, ci se fundamentează pe sfaturile din molitfelnic, ale sfinților părinți și ale lucrărilor de pastorală și spiritualitate. Sunt oameni extrem de vorbăreți care vin și sunt în stare să vorbească despre un păcat nu știu cât. Alții care sunt foarte reticenți, foarte tăcuți, foarte timizi și atunci, într-adevăr, rolul întrebării este deosebit. Un părinte își iubește fiii indiferent de acțiunile acestora. Iertarea plină de dragoste nu trebuie să se confunde totuși cu îngăduința fără disciplină, cu toleranța fără sfat. Canoanele sfinților părinți nu și-au pierdut actualitatea, în discuție fiind doar capacitatea și disponibilitatea omului modern de a face roade vrednice de pocăință. Este greșit astfel să se pretindă preotului să fie mai iertător, mai blând, cu asceza propusă cu mult timp în urmă de părinții bisericii. Fără doar și poate, la discernământul sfințitului slujitor se face permanent apel. Infinita diversitate a cazurilor de analizat se îmbină cu nenumărate informații contextuale și cu puterea de înțelegere a penitentului. La credincioșii simpli, de exemplu, fără prea multă educație, spre prea multă formare, aceștia au acces mai ușor la dezgolirea lucrului. Dimpotrivă, cei care au un pic de cultură sau mai multă cultură au ispita să îmbrace lucrurile, să le nuanțeze foarte mult și de aici riscul să se îndepărteze de la mărturisirea autentică și goală a păcatului. Învățătura despre duhovnicie, cum să o aplicăm, ne atrage atenția să privim la om și la capacitatea lui de înțelegere. Vei găsi un copil de 12-15 ani care are minte cât unul de 30, unul mai în vârstă care are minte mai puțină, dar îl raportez la normă. Molitfelnicul prevede o pastorație specială a femeilor, a celor cu funcții de conducere și a celor grav bolnavi.
Particularitatea se exprimă printr-o serie de întrebări ce vizează posibile vicii sau greșeli care apar frecvent în mai sus amintitele tipologii. Nu cred că poziția înaltă a cuiva trebuie să determine tipologia întrebărilor, ci mai mult preocuparea acestuia. Un jurist, medicul, regizorul, actorul, toți aceștia își au specificitatea activității socioprofesionale. Studiile teologice și îndeosebi practica pastorală îl conduc pe duhovnic spre înțelegerea faptului că orice om este un univers, întotdeauna altul, întotdeauna cu alte întrebări și necesitând alte răspunsuri. Nu poți să aplici un șablon și sigur că numai de la caz la caz, ținând cont de regulile generale, dar le aplici. Nu poți să tratezi cu același canon, același păcat la un copil, la un tânăr, la un bătrân, la un om începător, la unul avansat și așa mai departe. Relația consolidată dintre duhovnic și penitent este cheia înțelegerii profunde a tuturor mișcărilor sufletești. În acest caz, păcatele nu mai sunt mici sau mari, ci sunt piese într-un puzzle ale cărui soluții sunt căutate în Sfânta Taina Pocăinței. Nu există păcate mici sau mari, există păcatul meu sau păcatele mele. Un păcat mare, după ce l-ai făcut, țipă conștiința în tine și te ocupi de el. Dar păcatele mici intră ca praful și se așează toate cotroanele. Și este foarte greu de conștientizat că ai aceste păcate și sunt foarte periculoase. S-ar putea să ajungem iarăși în postura fariseului, văzând evident că de ucis n-am ucis, de desfrânat n-am desfrânat, hoție n-am făcut, alte păcate mari și blestemății n-am făcut, prin urmare, evident, suntem mai buni decât alții. Dar noi putem fi împietriți la suflet. Nu mai avem niciun fel de rezonanță, de sfială lăuntrică, să zic, de față de semenii noștri și față de Dumnezeu. Ceea ce este o stare mult mai decadentă decât acelor care săvârșesc păcatele acestea grosiere. Și din acest motiv, al teribilelor războaie izbucnite după spovedanii, judecarea preoților este un păcat greu. Ca să nu mai spunem că judecarea aproapelui este o rană pe care trebuie să nu ne-o provocăm. Viciile ridică multe dificultăți. Desigur, în primul rând pentru cel ce se spovedește. Dar ele sunt o dificultate și pentru cel ce le spovedește. Fumatul, alcoolul, drogurile sunt rele ce picură constant moarte în inimile credincioșilor. Chiar dacă vei mai repeta păcatul respectiv, să simți neapărat până la proxima întâlnirea noastră diminuarea lui și slăbirea lui în toată activitatea pe care o ai. Nu există lucruri care să fie fixe pentru fiecare persoană în parte. Este foarte greu să renunțe la ele. Poate reușesc. Eliminarea faptei rele este granița ce arată atașamentul de Dumnezeu. Dar dacă sunt unii care nici măcar nu își propun? Acestea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt, păcatele împotriva evidenței. Știi că peretele acesta este alb, îl vezi că e alb, dar tu vrei să spui că e negru. Este împotriva evidenței. Nu vrei, este evident că nu e bine, dar tu vrei să faci așa? Sigur că nu putem să mai discutăm. Este acesta un motiv de nedezlegare a păcatelor? Dezlegarea păcatelor există în toate cazurile, dar este condiționată de angajamentul celui care le mărturisește că se va strădui și că nu mai vrea să le repete. Luptând împotriva patimilor, lupți pentru un sens al vieții. Și sensul acesta al vieții e viața viitoare. Dacă nu câștigi viața viitoare, o viață fericită viitoare, dacă mor definitiv, atunci viața nu are niciun sens și nu poți ajunge la viața viitoare fericită dacă nu lupți împotriva patimilor și nu lupți pentru iubirea altora, pentru jertfirea de dragul altora. Aici a ieșit sensul crucii, să porți crucea.
să-ți fie viața o purtătoare de cruce, să-ți fie viața capabilă de jertfă pentru alții. Dacă dezlegarea păcatelor există, apare în discuție reținerea de la împărtășire. Aceasta este, de fapt, cea mai aspră sancțiune duhovnicească. În funcție de o cădere sau alta, din rațiuni pedagogice, pastorale, duhovnicești, un credincios sau altul este oprit, este legat, cum spunem, de la taina Sfintei Împărtășanii sau de la alte lucrări ale bisericii. Ar trebui ca el, credinciosul, să se rețină pe sine într-o anumită stare de la împărtășit, pentru că pur și simplu nu te poți în orice stare apropia de Dumnezeu atât de intim. Iar uneori, îndepărtarea greșeală este atât de mare încât face imposibilă apropierea. Trebuie să treacă un timp, să se vindece niște răni, la tine în special, să recuperezi o anumită stare. Depășind rușinea, teama, prejudecățile și primind binecuvântarea părintelui, fiul se ridică din noroiul păcatelor luminat și dornic să se unească cu Tatăl cel Ceresc. Sfânta Euharistie va confirma statutul său de fiu risipitor, dar regăsit și înviat. Pentru evitarea unor viitoare căderi, pentru întărirea în bine și pentru o mai mare apropiere de Dumnezeu și Sfânta Biserică, penitentul primește un canon. Canonul este un medicament pe care îl dai să îl ajute pe om să nu mai revină la păcat. Canonul nu este o pedeapsă pentru păcat, pentru că păcatul s-a iertat în momentul în care ai rostit formula de dezlegare. Canonul vizează chiar slăbiciunile de care dăm dovadă. El poate fi spiritual sau material, dar în orice caz, urmările se văd în tămăduirea sufletului și trupului. O caracteristică a canonului este ca el să fie posibil de îndeplinit de persoana respectivă. Zaheu și femeia desfrânată sunt pomeniți în rânduiala spovedaniei pentru pocăința lor, ca unii care și-au îndreptat viețile imediat după ce au intrat în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, împlinirea canonului este o bornă obligatorie în urcușul nostru spiritual. Nu trebuie să simtă canonul ca pe o pedeapsă, ca pe un chin. Eu, de exemplu, stabilesc împreună cu el canonul, ca să am oarecare angajament și certitudine că respectivul îl săvârșește. Degeaba dăm un canon care nu se săvârșește, mare și nu se săvârșește. Mai bine dăm unul mai mic care se săvârșește, se împlinește. Dacă îi spun să facă, să citească un acatist și spune că nu mai vede bine, sigur că îi dau altceva. Să spună rugăciunea Tatăl nostru de mai multe ori. Sau dacă îi spun să postească și el are o problemă gastro, sigur că nu poate să fie canonul meu un atentat la viața lui. Sau dacă îi spun să facă câteva metanii și el are artroză, ar fi un chin. De vreme ce eu păcătosul... Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, spunea Sfântul Apostol Pavel, deplângându-și statutul de om care, în ciuda străduințelor, recade în mulțimea păcatelor sau nu face faptele bune. Neputința de a împlini canonul este o chestiune mereu actuală. Cel care a încercat și n-a reușit, sunt mai indulgent. Pentru că și noi, în fața lui Dumnezeu, nu reușim niciodată. Dar încercăm tot timpul. Nu există păcate mici sau mari, ci doar păcatele noastre. Când se constată păcate grele, penitentul este reținut o perioadă de la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Canonul este un medicament sufletesc și nu o pedeapsă pentru păcate. Împlinirea canonului înseamnă dorința noastră de reabilitare în fața lui Dumnezeu. Drumul mănăstirilor este bătut de laici nu doar pentru participarea la sărbători și alte evenimente religioase, ci și pentru că aici își caută și găsesc părinți spirituali.
Apare ca oportună întrebarea dacă un monah poate răspunde la dilemele existențiale ale unor soți, adolescenți sau persoane încărcate de povara lumii. Orice preot care are hirotășia duhovniciei poate spovedi pe cineva. Eu n-aș recomanda ca mirenii, familiști, mai ales tineri, să meargă să se spovedească la duhovnici monahi tineri. Pentru că este vorba de relații de familie, de lucruri care, de, fără să vrei, ți le spun, sunt unii foarte degajați, foarte sinceri și intră în amănunte. Ori poate fi o ispită pentru monahii tineri acest lucru. Psihiatrii spun că majoritatea dintre noi, dacă nu cumva toți, avem afecțiuni psihice. Avem la ora asta manuale de diagnostic, criterii foarte clare de diagnostic. Știm atunci când un pacient are nevoie de un tratament și când un pacient nu are nevoie de tratament, ci mai degrabă doar de un tratament spiritual sau de psihoterapie. Nimic nu cred că poate fi realizat de medic fără vrerea lui Dumnezeu. Și nimic nu este mai presus de vrerea dumnezeiască în lucrarea noastră medicală. Însă dacă tulburările, fobiile, complexele, erorile de raportare la ceilalți nu intră neapărat sub incidența patologicului, schizofrenia, autismul sau demența reclamă un tratament special. Medicii încearcă menținerea pacienților în limitele acceptării sociale. Povedania și... acest act psihoterapeutic de care discutam este foarte benefic pacientului. Trebuie să ai multă, multă răbdare și multă dragoste pe care dacă le-o transmiți, ei te simți și în felul acesta ei spun tot. Iată, există anumite situații în patologia umană când avem de-a face cu tulburare calitativă a gândirii, cu ceea ce numim în medicină ideea delirantă, câteodată îmi pun întrebarea ca și doctor dacă un bolnav de felul acesta este apt pentru taina spovedaniei, poate el să spună preotului cu corectitudine, cu acuratețe, să se încredințeze lui sub aspectul mărturisirilor de conștiință. Cred că aici preotul ar putea să colaboreze cu psihiatru foarte bine și să vadă care sunt limitele unui bolnav de felul acesta în ceea ce privește taina spovedaniei. O particularitate o reprezintă și spovedirea celor cu deficiențe de văz, auz și vorbire. Preotul se vede nevoit să pătrunde și să dea soluții în lumi străine. E valabil pentru toate categoriile, pentru fiecare persoană, că trebuie înțeles păcatul în contextul în care l-a făcut. Avem acum preoți care sunt specializați pentru aceste categorii de oameni. În general, spovedania se desfășoară în lăcașul de cult. În mod excepțional, ea poate avea loc și în spitale, penitenciare, ori alt spațiu unde excepționalul ia locul firescului. Spovedania de regulă se face în biserică sau într-o capelă în fața icoanei Mântuitorului, simbolizând prin aceasta că, iată, Iisus Hristos stă nevăzut și, iată, și fizic vorbind, El este închipuit în icoana respectivă. Noi, înainte de marile sărbători, de Crăciun, de Paște, suntem solicitați la casele credincioșilor și pentru oameni netransportabili. Astfel se intră în contact cu situații dramatice, la căpătuiul unui muribund, în fața unui soldat plecat pe front, ori în salonul izolat al unui toxicoman. Dacă ai adus la cel bolnav repede preot, acela preotul când vine, omul săracul și bolnav și slav, nu mai ține minte și-o făcă. Îl iei după acasă. Mătușă, moșule, frate, soră, cine e? Nu s-a întâmplat așa ceva, sau așa. Lei din copilărie, poate când erai mic ai supărat pe mama sau pe tata, poate ai stat odată la masă fără rugăciune, poate ai sculat de la masă fără mulțumire,
Poate ai adormit vreodată seara neîncenat. Poate dimineața ai plecat undeva fără să faci rugăciunea la școală sau cum erai atunci. Și alei așa, poate când erai tânăr, ai avut ispite. Bucuria vieții în Hristos vine uneori și după convorbirea cu duhovnicul, nu neapărat în cadrul Sfintei Taine a Spovedaniei. Aceste dialoguri au valoare de spovedanie? Trebuie să facem distinție între spovedanie și duhovnicie, acest sfat duhovnicesc de care vorbeam. Noi spovedim în perioada premergătoare marilor sărbători foarte mulți credincioși și atunci poate că nu ai timpul suficient pentru a intra în profunzimea problematicilor penitentului respectiv. Îi dai canon respectivei persoane, respectivului penitent, ca după trecerea sărbătorilor să treacă din nou pe la biserică într-un alt context mult mai degajat pentru a putea evalua mai bine starea lui de păcătoșenie și a-i oferi remediile de rigoare. Neputând fi făcută la distanță, credinciosul trebuie să-și găsească un duhovnic care să fie mai aproape și la care să alerge atunci când are nevoie. Schimbarea părintelui nu se face decât pentru foarte puține motive. Se schimbă mai ales datorită neputințelor. Există și incompatibilități. Atunci, dacă n-ai găsit pe cineva cu care să te înțelegi, cum spunem, cu care să rezonezi, cu care să comunici, cauți pe următorul. Când plecăm de la un duhovnic spre alt duhovnic, nu regula, ci buna cuvință, cere măcar să spunem la revedere. Și când spunem la revedere, trebuie să spunem de ce plecăm de la tata, dacă a fost tata sau părintele. Și spun că mă duc, părinte, iată, pentru că mă rușinez, pentru că nu mă pot descoperi la dumneavoastră, pentru că am așa niște blocaje și vă rog să-mi dați dezlegare să mă duc în altă parte. Nu este un păcat în sine al faptului că am găsit un alt duhovnic. Important însă este să mă duc la acela care mă știe, care știe toată problematica mea și care mă va aprecia ca atare. Spovedania se face în mod firesc în biserică, dar ea se poate desfășura și în spitale, penitenciare, ori casele bolnavilor nedeplasabili. Schimbarea duhovnicului este justificată doar de imposibilitatea unei comunicări eficiente și accesibile. Etapele spovedaniei sunt părerea de rău pentru păcate, hotărârea de a nu repeta păcatul, mărturisirea propriu-zisă, primirea canonului, dezlegarea și împlinirea canonului. Legătura dintre duhovnic și penitent este veșnică. Sfântul Paisia Ghioritul spune că la judecată vor merge atât sufletul celui ce s-a spovedit, cât și cel al duhovnicului. Primul pentru ce a mărturisit, celălalt pentru ce a sfătuit. Izvorâte din jertfa Mântuitorului Hristos pe cruce, puterea și sfințenia tainei spovedaniei prilejuiesc întâlnirea a două inimi, una de judecător și una de mamă. Judecători ne suntem noi înșine, conștienți de tot ce am greșit. Inima părintească a duhovnicului ne apropie la pieptul bisericii, spre unirea tainică cu Dumnezeu. Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să-ți ierte ție, Fiică Maria, toate păcatele. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Problema depășirii păcatelor de către enoriașii noștri sau fiii noștri duhovnicești nu este o problemă care ține întâi de toate de condiția noastră omenească a preoților. Aceasta este experiența mea. Nu depinde nici de sfatul nostru, nu depinde nici de psihologia noastră, nici de strategia noastră pastorală acest lucru. A scoate pe un om din păcat, dintr-o stare păcătoasă, dintr-o stare pătimașă, adică dintr-o cronicizare a păcatului, nu este dat omului să facă lucrul acesta, ci este lucrarea lui Dumnezeu.
Însă, noi discutăm acum despre momentele acelea care vor veni. Nu scăpăm niciunul. Ce avem de zis? Ca să zicem de acum, să începem de acum. N-avem voie să cârtim și să punem sincer problema vieții, începând cu moarte. Nu vă temeți. Frații mei, e prea frumos, e prea grozav ca să nu-ți pară rău că ai pierdut timpul ăsta scump. Nimic nu-i mai scump la Dumnezeu ca timpul care îl dă să trăim. Iartă-l, Doamne, dacă reușești să faci lucrul ăsta, ai răsturnat și cerul și pământul. Am devenit mai buni? Da, am devenit. Cădem, dar avem șansa restaurării. Greșim, dar suntem îmbrățișați. Ne însingurăm, dar suntem iubiți.